Fiind în societatea informațională, atunci când informația este doar la un clic distanță, Biblioteca Municipală Bogdan Petricecu HD-ul, fiind mereu aproape de utilizatorul său sau consumatorul de informație, mai nou, la Biblioteca Centrală, filială a Bibliotecii Municipale, utilizatorul poate veni și să împrumute cartea electronică. Aceste cărți electronice sunt foarte accesibile, nu obosesc ochiul cititorului și atunci când cititorul întâmpină niște cuvinte pe care nu le înțelege, în interiorul acestor cărți electronice este incorporat chiar și un dicționar și atunci îi ușurează cititul utilizatorului. Cărțile electronice pot fi împrumutate la Biblioteca Centrală, filiala a Bibliotecii Municipale Bogdan Petricecu HD-ul. Aceste cărți electronice au stocate în interiorul lor peste 1000 de titluri de carte, începând de la limba română, rusă, engleză, germană, italiană, spaniolă și ucraineană. În interiorul acestor cărți sunt stocate cărți din domeniul literaturii artistice, filozofie, sociologie, matematică. Dar dacă încă nu aveți un card de acces la Biblioteca Municipală Bogdan Petricecu HD-ul, nu pierdeți cea mai frumoasă ofertă a lunii septembrie. Veniți la Biblioteca Centrală sau la una din filialele Bibliotecii Municipale Bogdan Petricecu HD-ul și luați cel mai inteligent card. Fii deștept! Ia un card inteligent la Biblioteca Municipală Bogdan Petricecu HD-ul, pentru că el este gratis!